Bună ziua, bun găsit la Regiunea în Obiectiv. Astăzi vom vorbi despre cursele reluate pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj. Activitatea începe ușor să revină la normal, însă va dura mult până când vom reveni la cursele și traficul de pasageri de dinainte de pandemie. Ce eforturi se fac, ce măsuri de siguranță s-au luat, în ce stadiu sunt investițiile și cum a afectat pandemia activitatea aerogării? Aflăm mai târziu chiar de la directorul aeroportului, domnul David Cicio. Pentru început dezbatem un subiect de interes. Un alt subiect de interes, agricultura și vremea capricioasă. A plouat exagerat de mult în ultimele săptămâni, asta după ce am avut o iarnă și o primăvară secetoase. Cum este încurajată producția locală? Ce planuri sunt pentru producătorii clujeni? Aflăm acum de la doamna ingineră Silvia Hicea, consilier superior și purtător de cuvânt la Direcția pentru Agricultura județului Cluj. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru faptul că m-ați invitat. Astăzi este 24 iunie și atât eu cât și dumneavoastră purtăm o ținută care nu este chiar de zi cu zi. Văd că aveți o superbă ie pe dumneavoastră și știu că de regulă, dar nu în luna iunie, îmbrăcați portul popular. Despre ce este vorba? Da, în Ministerul Agriculturii este o tradiție să îmbrăcăm portul tradițional. Pe 10 octombrie, când sărbătorim Ziua Produselor Agroalimentare Românești. Deci atunci la Ministerul Agriculturii este o sărbătoare mai deosebită și atât angajații Ministerului cât și noi ceilalți în teritorii, în direcțiile agricole, facem acest lucru cu mândrie. De asemenea, am mai purtat costumul tradițional românesc în diferite evenimente internaționale. De exemplu, un mare succes am avut la târgul Biofac. Biofac este cel mai mare târg de produse bio din Europa și în 2013, când a fost anul României, întreaga delegație română a purtat atunci costume tradiționale, unii autentice, alții le-au avut mai stilizate, să zicem, dar oricum a avut un mare impact și cred că sunt sute de fotografii ale participanților la târg și ale vizitatorilor care au dorit să aibă amintiri cu noi atunci. Așa este, IA ne reprezintă peste tot în lume, iar legate de această zi, 24 iunie, avem Sânziana sau Drăgaica, cum mi se spune în popor, și avem foarte multe tradiții și superstiții legate de această zi și de agricultură. Rod bogat pentru câmpuri, pentru animale, pentru oameni, ziua ferește semănăturile de grindină și vremerea. Dar dacă agricultorii lucrează în această zi, sânzienele se supără, zice o vorbă din popor. Exact așa este. Eu mi-amintesc că când eram copil și când eram adolescentă, în satul bunicilor mai era obiceiul de sânziene ca fetele să împletească cununi, să le arunce pe casă, să vadă dacă se vor mărita în acel an, respectiv dacă cununa rămânea acolo, se căsătoreau, era semn bun, dacă cumva cununa cădea jos, era semn rău. Mi-amintesc cu plăcere acea tradiție. Despre agricultură, într-adevăr, se zice că e zi cu sărbătoare cu prilej, așa spunea bunica, la fel ca de Sfântul Ilie, de exemplu, când dacă se lucrează la muncile câmpului, atunci este posibil să vină trăznete, fulgere, căderi de grindină. Cred că nu există, cel puțin în Transilvania, la noi aici, dar cred că în toată țara nu există oameni care să meargă la lucru câmpului în ziua de sânziene. Și da, chiar dacă cineva merge la câmp în ziua de sânziene, iar sânzienele se supără și aduc potop asupra noastră, a fost o situație și este în continuare, pentru că de mai bine de două săptămâni plouă aproape continuu, avem cod roșu, cod portocaliu, acum Clujul e sub cod galben. Avem efecte benefice asupra agriculturii, ploaia aduce un efect benefic, dar avem și efecte negative. Să le luăm pe rând, vă rog, efecte benefice, având în vedere că am avut zone în care seceta a fost la putere în ultimele luni, acum solul este hidratat.
Ei bine, adevărul este că a plouat după data de 10 iunie în toată țara, dar și la noi în județ, o cantitate foarte mare de precipitații, undeva cam tot atât cât a căzut cumulat de la începutul anului 2020 până prin 10 iunie, adică aveam 120-130 de litri căzuți pe metru pătrat în zonele Turda, Câmpia Turzii, Mihai Viteazul Moldovenești, ceva mai mult, în jur de 140-150 de litri în zonele Gherla, Dej și sigur, la munte a plouat mai mult, 150 și peste 160, dar asta a acumulat de la începutul anului și până prin 10 iunie, iar de atunci, practic, cantitatea de precipitații a fost aceeași în mai puțin de două săptămâni, ceea ce înseamnă că ar trebui să se oprească ploile, deoarece aprovizionarea solului cu apă pe adâncimea de 0,100 cm la culturia de grâu este bună în toată Transilvania, deci în județul Cluj, este o aprovizionare optimă, cum spun specialiștii, și doar o mică insulă de aprovizionare satisfăcătoare mai avem, undeva în sudul județului Cluj, deci pe zona aceea Turda, Câmpia, Mihai Viteazu, Moldovenești, Vișoara și la confluența cu județul Bistrița-Năsăud și cu județul Mureș, unde sigur ar mai putea să cadă cantități de precipitații, însă nu ne mai dorim să vină în ploi torențiale, pentru că ele practic au produs băltiri și au adus și nămol, deci înnămoliri și băltiri pe suprafețe de teren agricol, din fericire nu foarte, foarte mari, nu foarte extinse în județul Cluj, dar orice hectar de teren care este înnămolit, pe care apa băltește, înseamnă pagubă practic 100% pentru fermier și sigur că e o dramă pentru orice fermier care are astfel de probleme. Și la fel, pe lângă culturile care băltesc, avem o altă problemă cu apicultorii. Ploaia abundentă nu le priește albinelor. Avem probleme cu apicultorii, sigur că da. Ei acum au un an foarte, foarte slab. Ei spun că cred că este cel mai slab an de 50-60 de ani de când își amintesc apicultorii încoace, pentru că a avut o primăvară foarte rece, deci cu temperaturi scăzute, nu au înflorit, de exemplu, salcâmul, deci plantele merifere la care ei mergeau la cules regulat, pe mari suprafețe, nu a avut culesuri, se plâng că a avut pierderi foarte mari. Ei, în loc practic să acumuleze mierea de albine, sunt mulți care trebuie să hrănească familiile de albine ca să poată să Întâmpinăm câteva probleme tehnice, însă pe scurt o vom reveni cu doamna inginer. Așadar, am avut o primăvară secetoasă, o primăvară care nu este deloc benefică pentru apicultori. Nu au înflorit plantele, albinele n-au avut cu ce să se hrănească. Acum avem pomi înfloriți, avem flori, dar vin ploile, ceea ce nu este deloc benefic pentru familiile de albine. În continuare vom mai discuta cu doamna Hice, imediat ce se va reface legătura, și despre ajutoarele care vin din partea autorităților pentru toate categoriile de producători. De asemenea, vom puncta faptul că au fost la mare căutare în această perioadă a pandemiei producătorii locali. Oamenii n-au mai putut să iasă din case, sau de frică, nu au mai mers la hipermarketuri și au căutat ca produsul să vină la ei acasă. Vom dezbate imediat acest subiect. Am refăcut legătura cu doamna inginer. Așadar, le spuneam și telespectatorilor acum un scurt rezumat că ploile nu sunt deloc benefice pentru apicultori și este un an foarte slab dacă să ne uităm în ultimii 50-60. La fel este un an foarte plos și pentru zootehnie. Crescătorii de animale vor avea probleme în a asigura practic furajele pentru animale în perioada care urmează. Nu au putut să recolteze fân, au probleme de asemenea cu culturile furajere semănate, fie din cauza secetei că nu au răsărit, fie acum din cauza inundațiilor că nu pot să intre la recoltare.
Problemele însă cele mai grave, clar, le vor avea fermierii din cultura mare, pentru că aici, la nivelul întregii țări, a fost o secetă pedologică resimțită la nivelul aproape întregii României, mai puțin, într-adevăr, în zona noastră, în Transilvania și în nordul țării și din punctul ăsta de vedere, să spunem, noi am fost mai privilegiați. Însă culturile de toamnă, însămânțate în toamna anului 2019, adică cerealele cele mai importante, grâul pentru panificație, orzul, orzoaica, spun specialiștii și fermierii, probabil recolta va fi 50% față de anii normali. Sigur că mari probleme vor fi în asigurarea semințelor, de asemenea, pentru aceste culturi, pentru grâu și pentru orz și orzoaică. Iar o altă problemă care a apărut datorită ploilor acum este faptul că în zonele unde încă nu s-a recoltat și nu s-a recoltat, sigur că da, nici în Transilvania, nici în Moldova, este posibil ca grâul și orzul să fie afectate de ploile căzute în ultima vreme în cantități foarte mari, atât calitativ, deci n-au acumulat și nu mai au cum să acumuleze, de exemplu, gluten, masa hectolitrică este relativ scăzută. Pentru panificație ar trebui să aibă minim 78 de kilograme pe hectolitru. Ideal ar fi, sigur că da, un 80-82. S-ar putea să fie totuși probleme cu grâul pentru panificație. Asta se știe deja la nivelul Ministerului Agriculturii și se iau măsuri pentru a asigura cantitatea necesară de grâu de panificație. Dar, sigur, și o problemă este la a intra la recoltat efectiv. Pentru că, de exemplu, și în zona noastră ar trebui să se intre deja, să se fi intrat la recoltarea orzului, orzoaicei de toamnă, a grâului, a rapiței semănate în 2019, însă nu se poate din cauza ploilor, care sigur că da, au făcut ca terenul să fie foarte, foarte moale, nu se poate intra cu combinele și cu tractoarele, cu utilajele la recoltare. Și avem un paradox, pentru că în prima jumătate a anului am avut secetă și dacă ar fi să ne uităm la centralizarea datelor, la nivelul țării, suprafețe compromise, 1,2 milioane de hectare. Da, din circa 2,9 câte au fost însămânțate în toamna anului 2019, așa arată centralizarea realizată deja de Ministerul Agriculturii. La noi în județ situația a fost mult mai fericită, să zic așa. Din cele aproximativ 16.000 de hectare de grâu, orz, orzoaică, rapiță de toamnă, avem doar 815 hectare calamitate de secetă. Unii spuneau într-adevăr că este un paradox că acele comisii care au fost în teren pentru a stabili pagubele și pentru a evalua aceste pagube, au început evaluarea pe secetă și au terminat-o pe niște ploi torențiale. Da, și de asemenea, pentru acești oameni care își văd culturile compromise fie de secetă, fie de inundațiile de acum, se vor acorda despăgubiri. Da, sigur că da. Asta domnul ministru Adrian Oros a spus în repetate rânduri că Ministerul Agriculturii face toate eforturile și să asigure sumele necesare pentru despăgubiri. La nivelul județului Cluj, acestea calculate deja și raportate la Ministerul Agriculturii se ridică la ceva peste 2 milioane de lei, dar sigur județul Cluj nu este reprezentativ cu cele 815 hectare calamitate, deoarece avem județe cu peste 100.000 de hectare aflate în această situație și la nivelul țării, cum spuneam, 1,2 milioane de hectare aproximativ. Domnul ministru Adrian Oros a spus chiar și într-o emisiune la o televiziune în seara trecută că face toate eforturile ca
ca acești bani să ajungă la agricultori în timp util pentru ca ei să se poată folosi în campania de însămânțări din această toamnă. Înainte să trecem și la celelalte programe de sprijin, ce vreau să vă întreb e că am observat în această perioadă de izolare și de pandemie cum oamenii s-au îndreptat către producția locală. Avem acum mult mai mult, căutăm foarte multe produse bio, foarte multe produse locale, încercăm să sprijinim producția locală, poate mai mult decât o făceam în anii anteriori, înainte să ne lovească această pandemie. Și ce am observat că, cel puțin în rețelele de socializare, s-au format grupuri. Producători locali din livrăm la domiciliu, vin cu foarte multe pachete și oamenilor, cei care au stat acasă, ori în izolare, ori n-au mai mers la serviciu, au lucrat de acasă, toată lumea a preferat varianta aceasta de susținem și producția locală, dar cumva și nouă ne e mai ușor, nu mai mergem la piață, nu mai mergem noi să cumpărăm, vine direct producătorul la mine. Ar trebui oare înființate mai multe astfel de asociații, de grupuri, pentru ca producția locală să fie exploatată la capacitatea ei maximă? Vedeți că pandemia aceasta COVID-19 a adus foarte multe lucruri rele, dar dacă e să ne referim totuși la ceva bun, a adus această coagulare a micilor producători în rețelele acestea prin care ei să vândă direct consumatorilor. Am văzut că s-au organizat mult mai bine decât anterior. Ministerul Agriculturii de asemenea a pus umărul la organizarea unor astfel de platforme online de vânzare, una dintre ele funcționând chiar sub tutela Ministerului Agriculturii, deci pentru micii producători de legume. Sigur că noi trebuie să încurajăm producătorii de produse locale românești prin faptul că le căutăm și le cumpărăm cu prioritate față de alte produse similare care vin din import. Acum, sigur că dacă nu le găsim în magazinele de retail, trebuie atunci să mergem la piață, să facem un efort, într-adevăr, să ne deplasăm noi la piață sau să accesăm aceste platforme online ale micilor producători. Sunt, zic eu, suficiente deja care s-au dezvoltat pe această perioadă de COVID-19. Sigur că ele trebuie îmbunătățite, programul lor de lucru trebuie optimizat, punctele în care desfac, eventual ca să nu se deplaseze chiar la domiciliul fiecărui cumpărător. Toate aceste lucruri funcționează foarte bine și în țări din vestul Europei, piețele locale, piețele de produse tradiționale, montane, cu diverse scheme de calitate ale producătorilor, există în toată Europa și în toată lumea și noi trebuie să marșăm pe a consuma produse românești și mai ales să realizăm, zic eu și zic toți specialiștii, o educație a consumatorului român în acest sens, încă de la cea mai fragedă vârstă, încă din copilăria mică, din grădiniță, dacă se poate. Și pentru ca toate acestea să fie posibil, să avem cât mai multe produse românești, avem în derulare mai multe programe de sprijin pentru tomate, pentru usturoi, pentru bazna și mangalița. Să vorbim despre fiecare, vă rog, la tomate. Avem beneficiari din ce în ce mai mulți? În România, practic, avem foarte mulți beneficiari la programul acesta ajutor de minimis pentru cultura de tomate în spații protejate. Sunt peste 15-16 mii la nivelul întregii țări, dar ei sunt situați cu precădere în bazinele legumicole tradiționale din sudul țării, din sudul Moldovei, din Banat. Ceva mai puțin sunt în partea de nord a Moldovei și la noi în Transilvania și în nordul țării.
Însă există, deci nu este niciun secret că și în județul Cluj am avut peste 50 de beneficiari în anii anteriori când s-a derulat acest program. Sunt deja 3 ani în care el s-a derulat cu mare succes la nivelul întregii țări. În județul Cluj, la acest moment, avem 21 de beneficiari ai programului Tomate în spații protejate, care au ales acest ciclu 1 de vânzare, în sensul că aici există două cicluri, adică programul este împărțit așa, să se asigure roșii românești, deci din producție autohtonă, în perioadele de extra sezon, adică primăvara, să spunem așa, mai devreme și toamna mai târziu, că pe timpul verii, sigur că da, avem roșii din cultura de câmp. Românești, mă refer. Și atunci noi avem la programul acesta minim estimate 21 de beneficiari în ciclul 1 și sperăm să existe și ciclul 2 în anul 2020, așa cum a existat și în anii anteriori, iar acolo de regulă avem ceva mai mulți, în jur de 35-40 de beneficiari care se înscriu pentru ciclul 2 la tomate. Fiecare... La cultura de... Da. Vă rog. La cultura de usturoi, la ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi, care a fost introdusă doar anul trecut, deci are un singur an de derulare, am avut puțini beneficiari în anul 2019, dar acum, în 2020, avem înscriși 15 beneficiari cu o suprafață totală de peste 10 hectare de usturoi. Și sperăm ca toți beneficiarii care s-au înscris în program să ducă la bun sfârșit acest program, în sensul că se pun condiții de valorificare pe piață a unei producții minime realizate atât la tomate cât și la usturoi, și această producție trebuie comercializată în anumite perioade de timp, respectiv acum la tomate ciclul 1. Vânzarea pe piață de către fermieri trebuie să se încheie până pe 1 iulie, inclusiv 1 iulie, iar la usturoi, sigur, acolo perioada de valorificare, deci de vânzare, începe la 1 iulie și se termină pe 20 noiembrie. După ce fermierii vând pe piață aceste produse, ei trebuie să depună la direcțiile pentru agricultură documentele justificative că au vândut aceste cantități pe piață și ulterior, sigur că da, se calculează și li se vor acorda ajutoarele de minimis în sumă de maxim 3.000 de euro per beneficiar, atât la programul de minimis pentru tomate în spații protejate, cât și la programul de minimis pentru usturoi. Suma este maxim 3.000 de euro per beneficiar, deoarece există un plafon total alocat pentru întreaga țară, 187,5 milioane de lei pentru programul minimis la tomate în spații protejate și 7,5 milioane de lei pentru programul usturoi. Și sigur că da, dacă se vor înscrie foarte, foarte, foarte mulți beneficiari la ambele programe, atunci această sumă nu, ar putea să nu fie 3.000 de euro per beneficiar, ci să se diminueze cu ceva, deoarece plafonul se împarte la numărul de beneficiari. Așa se face acest calcul. Și... la programul... Asta voiam să vă întreb acum, că și cei care aleg să crească Bazna și Mangalița sunt ajutați de stat. Exact. Programul Bazna și Mangalița s-a derulat în anii anteriori, dar într-o altă formă. Acum, în 2020, a fost modificat radical, în sensul că în anii anteriori primeau ajutorul de minimis crescătorii de porcine din rase Bazna și Mangalița, cărora li se livrau gratuit un număr de purceluși. Acum ajutorul de minimis se va duce către acei fermieri care dețin ferme de reproducție pentru aceste două rase, Bazna și Mangalița, respectiv care au scroafe și vier din cele două rase și care livrează către crescători purceluși,
va fi plătită, practic va fi acordată o sumă de 1200 de lei pentru fiecare scroafă din rasele Basna și sau Mangalița, de la care se livrează minim 4 purceluși pe an la o greutate minimă de 8 kg. Din păcate, în acest moment, la programul Basna și Mangalița, nu avem încă beneficiari înscriși în județul Cluj. Această hotărâre de guvern care a lansat programul a apărut cu mult timp în urmă. Așteptăm, sigur că da, se pot înscrie oricând în timpul anului până la data când practic ar trebui să depună documentele de plată și aceea este 10 decembrie a fiecărui an de derulare a programului. Acesta se derulează practic între anii 2020 și 2023, deci este gândit pe 4 ani consecutivi. Are alocat în total 4 milioane, din care 1 milion de lei pentru anul 2020. Atunci, cei care ne-au urmărit astăzi și au văzut toate aceste programe cu care autoritățile vin în ajutorul lor, sperăm că se vor înscrie și vom avea mai mulți crescători de Basna și Mangalița și la fel numărul celor care cultivă tomate, usturoi și așa mai departe. Doamna inginer, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o plăcere care fiecare dată să stăm de vorbă și să aflăm cât mai multe despre agricultura și mediul care ne înconjoară. Vă așteptăm și cu altă ocazie și cu vești bune, să sperăm că se termină cu ploile și vom avea mai puține culturi compromise. Doamne ajută, cum spun agricultorii. Mulțumim tare mult! Noi am ajuns în a doua parte a emisiunii și vorbim despre aeroportul internațional Avramian Cudine, Cluj-Napoca. Își reia încet activitatea. De la o săptămână la alta sunt reluate curse care au fost suspendate pe timpul stării de urgență. Conducerea aerogării a luat măsuri de siguranță pentru pasageri. Să reiau câteva dintre cursele care au fost sistate în ultimele aproape 3 luni pe aeroportul internațional Avramian Cudine Cluj-Napoca. Oamenii deja își pot cumpăra bilete. În cazul punctual al Clujului sunt zboruri spre 3 țări, este vorba de Germania, Austria și Elveția. 7 destinații, 5 în Germania, Viena 2 zboruri pe săptămână, Basel 2 zboruri pe săptămână. Mâine deja avem 3 zboruri, este vorba de Berlin, Dortmund și Viena. Chiar și așa, gradul de ocupare al aeronavelor este în continuare mic, iar de la starea de urgență până de curând, traficul aerian a scăzut cu 98%. În ultimele luni, de când activitatea aeriană s-a desfășurat în regim de avarie și partea financiară a aeroporturilor a fost afectată. Miercuri, la guvern, directorul aerogării clujene, care este și președintele Asociației Aeroporturilor din România, va avea o întâlnire cu ministrul transporturilor și cu ministrul finanțelor. Noi am dorit realizarea unei scheme de ajutor de stat pentru aeroporturi, dorim garantarea creditelor de către stat, dorim o strategie de reluare a activității și, ce este foarte important, comunicatul, solicitarea Airport Council International Europa, la care a contribuit și Asociația Aeroporturilor din România, solicităm reluarea cât mai rapidă a tuturor zborurilor cu Uniunea Europeană. De asemenea, în perioada 19-28 iunie 2020, o companie aeriană low cost va opera de pe aeroportul internațional Avramian Cudine Cluj zboruri către Irlanda, Dublin, cu o frecvență de 2 ori pe săptămână, în zilele de duminică și miercuri. Alături de mine este acum domnul David Cicio, directorul aeroportului internațional Avramian Cudine Cluj-Napoca. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența virtuală la noi în platou. Săruna, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am văzut în materialul de mai devreme că urma să mergeți la București, să stați de vorbă cu doi miniștri. Ce s-a întâmplat de atunci și până acum? Ne-am întâlnit. Apreciem în mod deosebit că domnul ministru Lucian Bode la ședința noastră a invitat și a participat domnul Câțu, domnul ministru al finanțelor, doamna ministru a muncii, o doamnă secretar de stat de la dezvoltare, de asemenea domnul Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. A fost o ședință foarte utilă. Și în urma acestei ședințe, dar și a susținerii domnului ministru Lucian Bode, iată că deja se zboară spre mai multe țări. Aceste zboruri deja au început, dar pe lângă asta
s-a stabilit un grup de lucru pentru o schemă de ajutor de stat pentru aeroporturi. S-au lămurit probleme legate, aspecte legate de șomaj. Urmează să stabilim împreună cu Ministerul Transporturilor și cu Ministerul Finanțelor posibilități de garantare de către stat, măcar parțial, a creditelor pentru aeroporturi, pentru activitate și pentru continuarea proiectelor. Am stabilit că o să ne întâlnim destul de des. Noi avem și astăzi, am avut o ședință cu toți directorii generali. Săptămâna viitoare vom avea o ședință cu directorul general și cu aviația civilă din România, pentru că zi de zi trebuie să luăm măsuri să gestionăm această criză deosebită. Am văzut că s-au reluat mai multe curse, însă lipsește una care cu siguranță este de mare interes atât pentru români, cât și pentru românii plecați în străinătate, cele către și din Anglia. Noi deocamdată nu avem aceste curse, însă ne-au luat înainte vecinii din Ungaria. De acolo se pleacă și se ajunge în Regatul Unit, dar cât de sigure sunt aceste curse, pentru că știm că trebuie să stea în carantină oamenii după ce vin de acolo? Da, chiar în condițiile autoizolării aici în România sau în Marea Britanie, există totuși interes pentru aceste zboruri. Sunt foarte mulți pasageri care zboară din Budapesta și Debrecen. Sunt zboruri spre foarte multe țări, spre Spania, spre Marea Britanie, Olanda. Din acest motiv considerăm că se justifică să se reia zborurile și cu țările europene care au mai rămas. Foarte mulți români vin în Transilvania, chiar și în Cluj, prin Debrecen. Din acest motiv considerăm că nu se pune problema să existe vreun risc din moment ce toți acești pasageri vin pe aeroportul din Debrecen. Noi, aeroportul Cluj, să știți că îndeplinim absolut toate condițiile din punct de vedere a sănătății. Sănătatea este pe primul loc și ne interesează cel mai mult. Avem un standard la nivel european și atunci, comparând cu Debrecen, cu aeroportul Debrecen, considerăm că este mult mai sigur din punct de vedere a sănătății dacă pasagerii vor veni din Londra direct pe Cluj, decât să aterizeze la Debrecen și de acolo să ia mai multe mijloace de transport până ar ajunge în Cluj sau în orașele învecinate. Din păcate, Ungaria are mult mai multe zboruri în acest moment decât România, pentru că au deschis zborurile spre foarte multe țări. Una din concluziile ședinței de astăzi cu directorul general al aeroporturilor este să revenim cu solicitarea pentru eliminarea restricțiilor de zbor pentru toate țările europene. Oare un impediment este și faptul că Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană? Nu, în acest moment nu. În momentul de față este situația epidemiologică din Marea Britanie. Va fi o problemă de viitor, având în vedere că zborurile din Marea Britanie pentru România sunt peste 15%, în cazul punctual aeroportului Cluj aproximativ 15%. Și ați spus mai devreme că sănătatea este foarte importantă. Pe aeroportul din Cluj s-au luat măsuri de siguranță pentru pasageri. Am văzut acel termoscanner, acele semne pentru distanțare socială. Pasagerii sunt îndemnați să vină mai devreme la aeroport și de preferat să-și facă check-in-ul de acasă. Da, îi rugăm să ia toate măsurile, îi rugăm să respecte măsurile stabilite. Trebuie să poarte mască permanent de la intrarea în terminal până la finalul călătoriei. Nu se acceptă intrarea în terminal cu pasageri care au peste 37,3 temperatura. Îi îndrumăm spre asistență de specialitate din partea Direcției Sănătate Publică. În ce privește zborurile, s-au reluat. Gradul de încărcare nu este foarte mare, dar este în creștere. Dorim să anunțăm vești bune că din luna iulie vor începe zborurile turistice. Deocamdată nu se poate zbura în Turcia. Așteptăm cu interes că în luna iulie probabil se vor elimina restricțiile și către această țară. Antalya era cea mai bună destinație de vacanță de pe aeroportul Cluj. Dacă nu ar fi venit criza,
Să știți că aveam programate cam 14 zboruri săptămânale, dar din iulie se va zbura spre mai multe destinații turistice în Grecia, Egipt și Tunisia. Îi rugăm pe toți care și-au achiziționat bilete turistice să ia legătura cu tur operatorul lor ca să verifice, este posibil să se modifice data, este posibil să fie mai puține frecvențe, dar se va zbura. Deci în luna iulie încep zborurile turistice și tot în luna iulie, începând cu 16 iulie, vor începe zborurile Cluj-Constanța, este vorba de compania Tarom, două zboruri pe săptămână, joi și duminică. Ce provocări ați întâmpinat în toată această perioadă de pandemie și cum a fost, cum este acum trecerea să intrați normal, să reveniți încet încet la ce era de dinainte pandemie? A fost o criză fără precedent. Provocările au fost, sunt în continuare foarte mari. În perioada 1-15 iunie, să știți că traficul a scăzut cu 98% pe aeroportul Cluj. Nu puteam să depășim această criză fără un colectiv extraordinar. Toți angajații au înțeles. În continuare avem aproximativ 150 în șomaj tehnic, pentru că este activitatea destul de redusă. Și toți care venim la lucru suntem cu program redus de la 5 la 4 zile. Cei care venim la lucru, nu cei din șomaș tehnic, să știți că din proprie inițiativă vin sâmbăta, vin duminica, vin în ziua de vineri care a devenit liberă, tocmai pentru a gestiona această criză. Am tăiat foarte multe costuri. Am reprioritizat, am stabilit o nouă prioritate pentru investiții. Avem aproape săptămânal ședințe de Consiliu de Administrație. Domnul președinte Federic Gaviorel, președintele Consiliului de Administrație, domnul profesor Popa-Irimie, domnul director Popioan, doamna Cornet-Anes au înțeles și au fost alături pentru a stabili cele mai bune măsuri. Am mutat anumite credite, bilete la ordin pentru anul viitor, pentru a nu intra în incapacitate de plată și nu intrăm în incapacitate de plată, că avem o situație financiară stabilă, am mutat foarte mult cash pentru anul 2021. Am avut foarte multă înțelegere și din partea partenerilor noștri. Aeroportul avea foarte multe venituri non-aeronautice. Din păcate, ați văzut, s-au închis restaurantele, barurile, rentecarurile nu au mai avut clienți. Dar în această privință cooperăm strâns cu aeroporturile pe plan european, cu Airport Council International. În ce privește măsurile de sănătate, un fapt extraordinar pentru aeroportul Cluj, că am fost selectați într-un program pilot EASA. EASA este organismul european pentru siguranță, pentru a testa măsurile de sănătate, dar mai ales pentru a vedea cum vor trebui îmbunătățite și actualizate pentru viitor. Pe lângă noi, ca aeroport regional, am avut aproape 3 milioane de pasageri. Suntem un aeroport reprezentativ la nivel internațional. Și suntem mândri că am fost selectați într-o categorie foarte selectă, cu aeroportul Heathrow, cu aeroportul Viena, München, Paris, Atena, pentru a testa aceste măsuri. Și chiar asta voiam să vă întreb acum despre numărul de pasageri, pentru că acum 20 de ani aeroportul nostru era o poartă mică spre lumea întreagă, aveam undeva la 23.000 de pasageri pe an. În 2019 am avut 2,9 milioane, în 2018 au fost mai puțin pasageri, 2,7 milioane. Mai că anul acesta a debutat foarte bine, cu foarte mulți pasageri până a venit pandemia. În prima zi anului 2020, 1.975 de pasageri au venit la Cluj din străinătate, în timp ce alți 3.215 au fost îmbarcați de aici pe rutele externe. Chiar și așa, până să vină pandemia peste noi, dacă ar fi să ne uităm la primele trei luni ale anului, aeroportul nostru din Cluj rămâne al doilea din țară ca număr de pasageri, după binecunoscutul Henri Coandă. Da, într-adevăr, am fost deosebit de afectați. Reluarea, să știți că va fi destul de grea, dar vom rămâne pe locul 2. Lucrăm foarte mult la relansarea activității, lucrăm cu companiile aeriene pentru a vedea destinațiile, pentru a vedea frecvențele. Din păcate avem o mică întârziere față de hub-urile mari și față de aeroporturile care deservesc capitalele europene. Lufthansa va începe doar aproximativ la 1 septembrie, la fel și Turkish Airlines, dar se reiau toate zborurile și asigurăm
pe Clujeni că facem eforturi pentru a restabili majoritatea destinațiilor și pentru a relua traficul. Considerăm că zborul se desfășoară în condiții sigure. Invităm pe toți să vadă destinațiile care îi interesează. Nu considerăm că sunt probleme din punct de vedere al sănătății. Așa este și cu siguranță toată lumea cred că abia așteaptă să se rea din ce în ce mai multe curse. Acum, în câteva luni, am vorbit cu dumneavoastră și mi-ați spus că estimați ca în următorii 3 ani să reveniți la capacitatea pe care aeroportul o avea înainte de debutul acestei pandemii. Acum, dacă vă uitați un pic la ce se întâmplă și la ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni, rămâne în picioare acest termen? Da, aproximativ 3 ani, pentru că s-au anulat foarte multe conferințe. Există totuși mulți oameni care au anumite rezerve legate de călătoria cu avionul. Criza economică putem să vedem și foarte multe companii și firme și-au tăiat din bugetele pe care le-au avut pentru deplasări. Ne așteptăm ca în decembrie 2020 să avem aproximativ 20-25% din decembrie 2019. În continuare, efortul financiar este foarte mare pentru că noi regândim tarifele și urmează să aprobăm noi grile. Să știți că nu este vorba numai de presiunea pe care o pun companiile aeriene ca să reducem tarifele, dar este vorba și de o realitate pentru că întreaga aviație civilă și întreaga industrie este afectată. Urmează și noi să facem anumite discounturi pentru această perioadă. De exemplu, aeroportul Nürnberg a făcut reduceri de tarife pentru companiile aeriene în funcție de gradul de încărcare. După cum am menționat anterior, avem destinații unde gradul de încărcare este foarte mic. Este normal să facem toți un efort pentru reluarea activității, dar asta înseamnă că și veniturile vor fi mai mici chiar dacă se reiau o parte din zboruri. Dar suntem optimiști pentru că am luat măsuri foarte repede. Am demonstrat că suntem capabili să gestionăm această criză. Avem o situație financiară stabilă și împreună cu Consiliul de Administrație am mai stabilit o măsură foarte importantă spre est, spre Dej, vom face o parcare auto de aproximativ 600 de locuri care va fi administrată de aeroport. În primul rând, ca să salvăm locurile de muncă, pentru a nu disponibiliza oameni și pentru a mări veniturile proprii. Considerăm că va putea fi operațională în aproximativ 3 luni, având în vedere că este puțin mai departe de terminale, dar nu foarte departe, ar putea fi o parcare long term, cu care vom rezolva și această problemă esențială pentru confortul pasagerului. Și chiar înainte de debutul stării de urgență, ați fost atunci invitatul meu la începutul lunii martie și ați fost printre ultimii invitați pe care am avut față în față. Și atunci îmi spuneați de foarte multe investiții pe care le aveați, foarte multe planuri pentru dezvoltarea aeroportului Avram Iancu. Ce s-a întâmplat cu ele? De unde mai putem vorbi de investiții și unde putem vorbi de investiții amânate? O parte au rămas, o parte au fost amânate. Calea de rulare la care am reușit să obținem fonduri europene, aproximativ 50%, este în faza de obținere autorizației de construcție. Considerăm că în iulie sau august ar putea să înceapă lucrările. De asemenea, continuă proiectele pe fonduri europene pentru achiziția de sisteme de securitate. Aici avem o finanțare de 98%. Este vorba de echipamente de control la standard european, impus regulamentele europene, începând cu finalul acestui an, pasagerii care vor călători nu mai trebuie să scoată lichidele, nu mai trebuie să scoată laptopul sau electronicele mari. Este un mare avantaj, fluidizează, dar și confortul pasagerului va fi mult mai bun. Am fost nevoiți să amânăm studii și proiecte legate de nou terminal de pasageri, legat de extinderea pistei la 3500 de metri, nu sunt anulate, sunt doar prioritizate și este vorba doar de o amânare. Se vorbea la un moment dat și despre
mutarea locației, pentru că au fost foarte multe plângeri legate de zgomote, asta din partea localnicilor, din partea clujenilor, dar plângeri și din partea pasagerilor care au avut de suferit din cauza ceții. Da, din păcate avem câteva zile de ceață, cu ceață pe an, care afectează zborurile. În ce privește zgomotul, doresc să vă spun că ne preocupă, ne pare rău pentru anumite neplăceri, dar îndeplinim absolut toate standardele, facem măsurători. Ca urmare a măsurătorilor făcute la nivelul municipiului Cluj, nu suntem cei mai mari poluatori fonici. Există o poluare fonică importantă în ce privește traficul în centrul orașului la ora de vârf, există o poluare foarte importantă fonică din partea CFR-ului, dar ne preocupă. Ce pot să vă spun? Noile aeronave vor fi mult mai puțin zgomotoase. Odată cu peste 15-20 de ani, odată cu ieșirea din serviciu acestor aeronave, confortul din punct de vedere a zgomotului va fi mai bun. Este foarte greu de găsit o nouă locație, considerăm că aproape imposibil la nivelul județului Cluj și oriunde s-ar amplasa, aeroportul atrage după el oraș. Din acest motiv se vorbește și de City Airport. Aeroportul Henrico Ande Otopeni este în centrul orașului Otopeni, care de fapt este lipit de București și sunt foarte multe exemple. Asta, problema asta a fost și în Otopeni, pentru că mai întâi a fost aeroportul, după care a început lumea să se mute, să se extinde, Bucureștiul s-a extins în Otopeni și țin minte că eram la un moment dat într-un aquapark din oraș și a trecut avionul la câteva zeci de metri deasupra capului, dar la fel acolo au fost nenumărate plângeri, dar până la urmă aeroportul rămâne, casele rămân, cam aceasta este situația. Ca președinte al Asociației Aeroporturilor din România, dacă ar fi să faceți o comparație între aerogări în această perioadă, care a fost situația în alte orașe ale țării? Toți am fost afectați, traficul a fost aproape zero în toată țara. Din acest motiv, când este o criză și traficul scade la aproape zero, cu cât ești mai mare, ești mai afectat. În primul rând, cel mai afectat a fost aeroportul Henrico Ande București, Otopeni. Noi am fost pe locul 2 ca din punct de vedere al gravității, pentru că am avut aproape 3 milioane de pasageri și, bineînțeles, aeroporturile Timișoara-Iași cu peste 1 milion de pasageri. Toți au luat măsuri. Luăm în continuare, dorim, colaborăm strâns cu Romața, cu companiile aeriene, astfel încât să putem relua activitatea. Din acest motiv, noi aeroporturile am avut o mică nemulțumire, considerăm că aviația civilă și aeroporturile din Ungaria, din Serbia și din Bulgaria au furat startul. Ne pare rău că românii trebuie să ia zborurile pentru anumite țări spre anumite țări din țările învecinate și nu de pe aeroporturile noastre. Este vorba și de trafic și de confort și, bineînțeles, și de bani, de venituri. Bun. Și ca o noutate în această perioadă de pandemie, era o mare problemă și vă spun și din punctul meu de vedere ca pasager, plata parcării. Mai nou se poate face plata cu telefonul la noi la Cluj. Da, parcarea de lângă terminalul aeroportului este administrată privat. Este un contract între Consiliul Județean și firma Goto. Vestea foarte bună este, sperăm ca partea spre oraș a parcării să o administrăm noi în urma unei hotărâri a Consiliului Județean și în aproximativ 3 luni vom realiza o parcare de aproximativ 600 de locuri. Este foarte important să asigurăm condiții corespunzătoare, civilizate și în ce privește parcarea auto. Bun, atunci așteptăm să vedem și cum va arăta noua parcare și vă dorim mult succes. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii și pentru prezența în emisiune. O plăcere ca de fiecare dată și vă mai așteptăm cu noutăți și cu cât mai multe curse, cât mai repede și de ce nu să le vedem și pe cele către Marea Britanie și din Marea Britanie spre Cluj-Napoca. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență! Doamnelor, domnilor, aici se termină Regiunea în Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o după amiază excelentă. La revedere!